Cătălin Dodă de la Martin Erickson. Cătălin lucrează în publicitate, în creație și de când a apărut o familie, și universul lor s-a schimbat. Cum s-a schimbat? S-a schimbat, sunt mult oricum, mulțumesc lui Vali că am făcut niște informații destul de interesante, gen că dacă ești alb, nu poți să iei SIDA, ceea ce e chiar e liniștitor. Prezentarea mea o să fie un pic mai pozitiv ca un fel de experiment. Despre ce să vă vorbesc eu azi e despre faptul că social media cumva transformă modul în care lucrăm noi în agenții și modul în care practic construim campaniile astea pe care le vedeți. O transformă în modul în care, dacă până acum lucram foarte mult și toată lumea lucra, ok, hai să punem, să punem începutul unei campanii, hai să vedem cum o construim, cum o aprobăm și cum o punem on air, și după aia terminam, era liniștit și plecam în vacanță. Practic acum, în ultimul timp, în momentul în care ai pus o campanie on air, ăla e doar începutul. Practic de atunci începe toată treaba ta, de atunci începe, de atunci trebuie să gestionezi exact conversația care se creează în jurul campaniei, de atunci trebuie să știi să generezi foarte mult content legat de tema de discuție pe care ai propus-o. În campanii, acum mai nou, sunt mai mult decât niște mesaje pe care trebuie dai oamenilor și te aștepti să le creează sau abanam să le vorbească între ei, sunt ca un fel de teme de discuție, adică, sau cel puțin așa ne-am dorit noi să fie. Și de-aia prezentarea asta o să fie ca un fel de analogie a campaniilor pe care le construim noi. Prezentarea este o pagină de Facebook, practic. I-am zis social media extra time, tocmai legat de faptul că mediile astea tradiționale au ajuns să fie doar un start button, dacă vrei, pentru campanie. E cam așa trebuie să fie și prezentarea asta. Adică, pentru că are mai ales un sfert de oră și nu stăm să vorbim mai nimic, mai mult o să râdem sau nu știu, o să începem să facem niște chestii din propria experiență, niște campanii în care am pus în aplicare ce vă spuneam mai devreme. Ea e practic un stat poate, dacă vreți. Adică e un loc în care eu, cel puțin în următoarele zile, o să încerc să vă răspund, sau chiar și acum o să ne uităm dacă o să apară comentul sau dacă intrați și dați like la pagină și o să comentați la posturile pe care le aveți acolo, care o să fie automat și temele de discuție din ce urmează, o să putem să vorbim despre el. Deci, practic, eu vă invit să dați like la pagină, să comentați acolo și să vedem ce iese. E frumoasa tradiția asta social media, e foarte imprevizibil și probabil poate că niciunul dintre voi nu o să dea like sau că probabil nu o să fie niciun coment sau poate să fie în jurături sau poate apară n-am, o să puneți poze cu voi în baie sau apară n-am ce se întâmplă cu asta. Asta este chestie pentru care trebuie să fim foarte pregătiți atunci când lansăm ceva în social media. Pentru că noi avem prioritatea că voi punem acolo și lumea o să dea like și să zică mamă ce mișto e campanie și ce tare ați făcut asta. Sau... Dar de multe ori nu se întâmplă așa. Adică de multe ori chiar e nevoie să ai niște hateri pentru campania ta, pentru că asta o face un pic mai controversată și reușește să creeze conversații în jurul. Dar mă rog, o să vorbim despre asta și trecem un pic mai departe. Primul lucru pe care, mă rog, deja vi l-am spus cumva, pentru că în sfert de oră încercam să vă bate la început mai multe teme de discuție, că ce era înainte traditional media, acum e un fel de start în bază. Pentru că așa e, adică o să vă dau exemplu pe care toată lumea știe, dacă mă ajută. Chestia asta, Chisă Ciobanu, campanie pe care am făcut-o noi pentru Vodafone, și care a creat un personaj foarte popular, unul dintre cele mai personaje populare, cel mai populare din ultima vreme. Omul a devenit o vedetă, dar a devenit o vedetă pentru că noi am lansat campania asta și am lansat discuția asta în social media printr-un mediu tradițional. Am lansat un spot de la poți să dai click, deși cred că toată lumea îl știe, dar o să vorbesc un pic în timp ce el se încarcă acolo. Noi am lansat... Printr-un TV și, mă rog, celelalte medii, evident, AUSOP și așa mai departe. Dar am făcut-o prin medii tradiționale și asta a fost butonul ăla de start pentru campanie. Pentru că de acolo am mutat conversația în social media și amploarea pe care a luat-o și faptul că omul ăsta a ajuns să aibă 500.000 de fani și a ajuns premierul să-l viziteze și a ajuns să fie poate unul dintre personajele cel mai populare în momentul ăsta și viața lui a început să facă parte așa din subiectele astea de presă uneori, nu neapărat în sensul bun, pentru că partea asta modernă a încercat să-l tragă și au avut poze cu nevastă, s-a iată cum arată soția lui Chisă Ciobanu în timp ce își făcea poze sau făcea baie sau nu știu ce. Faptul că omul ăsta a devenit o persoană
personalitate, o mini-personalitate online, a fost declanșat de campania asta tradițională. Și apoi, ce a fost important pentru noi și practic 80%, 90% din campanie a fost modul în care am reușit să manageruim împreună cu el conversația în social media. Altă chestie, dacă ar mai merge sau să mai altă chestie pe care e neapărat să facem când încercăm să facem populară o campanie, e să creăm content. Înainte puteți face o pagină de Facebook, practic gândiți-vă că în momentul în care tu, ca brand, încerci să ai o relevanță pentru oamenii cu care vorbești acolo de pe Facebook, mesajele tale să apară în lista aia de mesaje care iau mesaje de la prietenii lor, au mesaje cu de la petrecerea lor la care s-a îmbătat și a făcut poze dezbrăcat, la ce poze cu femeia mai pus unul sau ce pisică ce-a mai luat altul. Și în rândul mesajelor, acum apare și mesajul tău. Dacă tu acum apare cu mesajul ăsta foarte rece și un mesaj care nu e deloc relevant sau nu e nici măcar interesant, pentru el n-ai nicio șansă și ești imediat pradă unlike-ului, cel puțin, dacă nu și iau unor comentarii de făcut mișto de tine. Și ce am avut continuu cu exemplul ăsta de Ghiță Ciobanu, noi ce am reușit să facem după ce el a devenit un personaj popular, e să creăm content foarte interesant legat de viața lui. Și am creat o mini, nu să mai dau play, pentru că oricum pagina e deschisă și puteți să intrați și să vedeți ce s-a întâmplat acolo, dar noi am reușit să creăm un afară de content pe care îl creați în fiecare zi cu viața lui, exact ce se întâmplă în viața lui de zi cu zi. Am reușit să creăm content, am făcut o miniserie cu Cabral și cu modul în care un om de la oraș poate să se obișnuiască, un blogger, mă rog, pentru că aici sunt destul de mulți blogger, cum poate să obișnuiască cu viața de acolo de la țară. Și a rezultat o miniserie de filme foarte interesante în care Ghiță pur și simplu învăța, încerca să-l supună pe Cabral la niște probe și o să vedeți ce a ieșit, dacă o să intrați pe pagină și pe Facebook. Acum e o nouă campanie, e o campanie mai veche, la care, din nou, noi am lansat o provocare. Poți să-i dai play, că fii mai veche și poate ne amintim de ea. Dacă nu cumva era deja la mine asta. Și noi ne-am gândit cum putem să facem să amplificăm chestia asta și putem să facem să aducem cât mai mulți oameni în cauza noastră. Și ca să amplificăm chestia asta am reușit să creăm cont. Am reușit să aducem cât mai multe personalități în jurul cauzei și cât mai mulți oameni cunoscuți care să promoveze propria cauză, să încerce să facă cumva treaba pentru noi. Și hai să dăm play la câteva, nu o să dăm la foarte multe, pentru că oricum sunt pe pagina acolo. Și vreau să știți că rămâneți în capire. Ok, puteam.
genul din ăsta, sau, hai să spun pe Andreea asta. Salut, sunt Andreea Esca și cred că românii sunt calzi, sunt primitori, sunt simpatici, sunt imprevizibili, sunt nebuni, sunt ai noștri. Îi iubesc foarte mult pentru că în fiecare zi românii mă fac să mă simt extrem de iubită și le mulțumesc pe toată. Românii sunt o grămadă de fiul, de aia fiecare are ideea lui despre cum sunt românii. Nu știu, în sportiv, poate se pare românii sunt campioni. Pe Andreea Esca îi se pare că sunt înaltă și așa mai departe. Vouă, probabil că îi se pare că sunt cu totul diferiți. Ideea e că noi am încercat să facem, să-i luăm pe oamenii ăștia, să-i luăm pe fiecare, fie că-s vedete, fie că sunt oameni de rând și să creeze content pentru noi și împreună cu noi pentru campania. Dar content care a reușit să pună foarte multă carne în jurul inițiativei și care a reușit să influențeze până la urmă search-urile alea pe care nu știam, acum aveam, băi, s-au întâmplat, nu s-au întâmplat. Asta e altă chestie cu social media pe care, mă rog, n-am pus o prezentare, dar e foarte adevărată că tu lansezi o chestie și după aia trebuie să fii pregătit să improvizezi, pentru că nu știi exact ce o să se întâmple. Adică tu poți să te duci la un client să zici, băi, nene, o să punem asta și să avem totul perfect sub control. Normal, trebuie să ai niște reguli și trebuie să fii super pregătit pentru ce o să se întâmple, dar nu o să știi niciodată exact cum o să meargă campania și exact spre ce o să ducă. E foarte important și noi când am avut campania asta, ne-am făcut un fel de forum, adică ne-am, mă rog, sună interesant, gen, ne-am strâns toți acolo, eram creație, client și oameni din PR, pregătiți să reacționăm în funcție de ce se întâmplă, pur și simplu. Asta e o mare parte legată de campaniile care se duc în social media. Și asta ne duce spre următorul punct de discuție de aici, care i-am zis eu, be prepared to ride away. E, practic ce înseamnă aici exact ce vă spuneam mai devreme. În momentul în care lansezi campania asta, tu poți să îți pui un obiectiv, dacă vrei. Numai că nu știi exact când o să ducă campania și trebuie să fii foarte pregătit să profiți de toate oportunitățile pe care o să ți le dea. Pentru că dacă ai o campanie, dacă ai un început de conversație foarte mișto, atunci aia o să ți aducă foarte mulți oameni care o să te bage și o să construiască pe conversația ta. O să fie tot felul de oameni care poate o să-ți dea idei, poate unii o să se opună, nu contează. Important e să fie acolo, să fie atent la ce zic oamenii ăia și cumva să încerci să profiți de ideile lor, să le pui în aplicare sau să ieși pe ei personal și să implici în campania ta. Asta e o campanie mai nouă pe care am făcut-o, nu știu dacă o știți toți, Unirea Digitală e tot pentru rom, puteți să-i dăm play să... În 3 decembrie, ziua în care românii sărbătoresc Marea Unire, din două țări diferite. Două țări care au multe în comun, dar între care stau multe bariere. Ca geografie, e totul. Greu de trecut pe două poduri de beton și unul de flori. Ca limbă, suntem ca englezii și americani, uniți de caraibii care ne desparte. Ca logistică, unii cu șine mai înguste, alții cu șine mai largi. Dar pe internet nu există granițe. Moldovenii citesc Hordnius.md, dar aruncă un loc și pe Hordnius.ro. Românii citesc poezii în limba moldo. Așa e rapid. Moldovenească, dar... Moldovenească, fără să aibă nevoie de Google Translate. Iar pe Facebook nu se aude niciun accent. De aceea, pe 1 decembrie, Rom te cheamă la Marea Unire Digitală, ziua în care ne cu toții sub același domeniu, om cu om și site cu site. Dacă ai un blog sau un site în Republica Moldova, schimbă-ți extensia din .md în .ro. Dacă nu ai site, intră pe Facebook și devin un delegat virtual la Marea Unire. Pentru că Unirea, atunci ca și acum, o fac tot oamenii. Iar pe o zi, senzații tale românești o să devină senzații că frânșenia românești. Dar la fel eu, adică noi aveam o inițiativă foarte clară, știam ce ne dorim de la campania asta, numai că după ce am lansat-o, ne-am dat seama că de fapt că să ducem în multe, multe alte zone. Adică, pe măsură ce i-a avansat și a căpătat ceva acoperire media, din ce în ce mai mulți parteneri au dorit să se alăture campaniei și cumva să facă parte din ea și atunci și cumva contribuția aia. Și atunci ne-am dat seama că, de fapt, unirea asta, care e normal că era un gest simbolic, a căpătat așa și o mică conotație economică, dacă vreți. Pentru că am început să alăture parteneri care profitau, economic vorbind, de campania asta. Adică ei, creându-și un site pe MD, practic, sau, mă rog, cei din Moldova, creându-și un site pe .ro, ei, practic, își deschideau business-ul către o altă piață. Și cumva brandul de la noi, oricum campania aia încă deschisă, nu am mai promovat-o foarte mult, dar e o campanie deschisă care încă așteaptă parteneri.
brand-uri de la noi au început să vină cu oferte pentru Republica Moldova. Adică, de exemplu, Pegas la fel avea o ofertă care pentru comenzile din Republica Moldova se oferau să le livreze gratuit. Sau aveam parteneri e-book-uri, care vindeau e-book-uri și care la fel se oferau să ofere nu știu ce reduceri. Sau, mă rog, aveam o grămadă de parteneri. La fel, o chestie pe care nu ne așteptam, sincer, să se întâmple din momentul în care am pornit campania. Normal, vreau să atrage cât mai multă lume în jurul cauzei noastre, dar nu așteptam ca partenerii noștri să vină cu ofertele lor economice, dacă vrei, de chiar să facă ceva, să schimbe un pic business-ul și să vină să construiască pe chestia asta. În momentul în care s-a întâmplat, normal că am luat chestiile astea și am început să le promovăm și noi, ca parte din campanie. Deci de asta zic, e foarte important să fii pregătit pentru orice se întâmple, să fii pregătit să profiți de unde te duce campania, unde te duce valul ăsta. Un alt exemplu e campania Bucharest Not Budapest. Haideți să ne uităm și la asta un pic, să-i dăm un pic măcar de filmuleț. Hello world, this is Bucharest speaking. Yes, Bucharest, not Budapest. Bucharest is the capital city of Romania. If you think that Budapest is, then you're in good company, my friend. Truth is, we have a long, painful history of confusions made by prestigious, geographically impaired artists like Michael Jackson. Yes, he said, Iron Maiden, Metallica, or Lenny Kravitz. But when last year 400 Athletic Bilbao fans missed the Europa League final after mistakenly flying to Budapest instead of Bucharest, it was time to stand up. Here comes ROM, the chocolate that has Bucharest written all over it. Introducing Bucharest, not Budapest, the campaign meant to end the confusion once and for all. We opened with provocative outdoors in the welcome section of Bucharest Airport, and even in the Budapest one. This got us the first media reactions. Atenție artiști, Bucureștiul nu este Budapest, este sloganul unei campanii care își propune să pună capăt confuziei între cele două capitale. Bucharest sau Budapest? Aceasta este întrebarea. Străinii curgea mai mereu capitala României cu cea a vecinilor maghiare. Next, we gave Romanians the tools to end the confusion. A dedicated microsite offered a browser add-on that added not Budapest to every Bucharest mention on the web. Tutorials giving tips to spot the differences between two capitals and touristic memorabilia. We made it easy for Romanians to share the toolkit with their foreign friends via social media. From there on, we rode a wave of sympathy. Main City Hotels became our partners. Fie clar, unde au ajuns? Apoi, când urcă în cameră, i-a ajuns cadou, o scrisoare în care... Da, exact. Mă rog, aici putem să dăm un pic mai jos și vedem pozele. La fel, am lansat o inițiativă, era foarte clară, știam ce vrem să facem, mă rog, ce puțin să încercăm să facem, pentru că fiecare are câte o poveste cu cineva care a confundat Bucureștiul cu Budapest, sau ori un prieten, ori cineva de la job, ori câte un mail, ori printr-un ziar, nu știu, toată lumea. Cumva când spuneam oricărui străin povestea asta, îi spunea râs și ne povestea câte o prostie pe care a făcut-o cineva legată de confuzia asta. Era foarte tare că a apărut o poveste în timpul campaniei, era o, nu știu cineva, o chinezoaie sau o banană care a venit să viziteze România, a rămas fără bani și a scris statul ei că nu mai are cum să nu mai are bani, a rămas în România fără bani și trebuie să întoarcă cumva acasă. Și a rugat-o să-i cumpere un bilet de avion spre țara ei. Și evident că i-a cumpărat un avion de la Budapesta. Spre Cine și mă rog, sau apartă un fel de povești astea interesante. Ideea e că după ce am lansat campania asta la fel, știam că toată lumea cumva o să rezoneze cu situația, dar nu ne așteptam, nu știam exact unde o să ducă. În momentul în care am început să căutăm parte și am lansat campania, au apărut foarte, foarte multe oportunități. Unul dintre ele chiar votul acesta care a făcut un parteneriat și care a pus în camere ciocolată rom împreună cu harta Bucureștiului și așa mai departe, sau un tur Bucureștiului care a fost niște băieți care fac tururi ale orașului și care s-au oferit să fie parteneri în campanie și să facă un tur special care să le arate turiștilor diferențele dintre București și Budapest. La fel cu chestii la care nu ne așteptăm, sunt chestii care apar, pur și simplu idei care vin după ce ai lăsat campania. Fie că sunt ale tale sau de ce mai multe ori sunt idei pe care ți le dau oamenii.
trebuie să fii doar cu urechile deschise și să fii pregătit să profiți de ele. Ăsta e cumva avantajul și dezavantajul dacă nu știi să profiți. Avantajul în sensul că de multe ori lumea poate să-ți facă treaba, ceea ce e foarte tare pentru noi, pentru că apar idei foarte mișto. Dezavantajul e că trebuie să fii mereu foarte concentrat, să ai grijă la conversația să rămână axată pe idei și să construiești foarte, foarte mult pe provocarea pe care ai lansat-o tu, pentru că e foarte ușor să se ducă în diferite direcții. Alt exemplu, la fel, o chestie pe care nu ne așteptam când am lansat campania cu Ghiță. Ce s-a întâmplat? Ghița a devenit atât de celebru încât lumea a început să ajungă la el la stână. Au început oamenii să ducă pur și simplu, ne povestea soția lui că, păi nene, apar în fiecare zi tot fel de oameni, ai și mirat prima dată, am râs, dar după aia nu prea mai era așa, că să păteau tot fel de oameni de ăștia la ușă. Oameni veniți de prin țară care vreau să vadă dacă e pe bună omul ăsta, dacă chiar trăiești acolo, dacă ce faci și așa mai departe. Ei, și pe aia am gândit, am zis, băi, e foarte tare că lumea vrea să-l cunoască, haideți să vedem cum putem să ducem chestia asta mai departe. Și am creat campania a doua vală a campaniei, care e camera oaspeților de pe Facebook, pare că împreună cu Ghiță am luat o cameră din casa lui și am făcut chestia asta oficial. Adică dacă tu vrei să te duci pe bune să vezi pe Ghiță, poți să te scrii pe Facebook, puteai să spui de ce vrei să faci chestia asta. Ghiță, împreună cu Ghiță, ne uitam și ziceam, uite, asta ar putea să fie tare, ăsta e un motiv mișto, ea arată bine, mă rog, tot felul de motive. Și oamenii se puteau duce ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Oamenii vizitează pe Ghiță și stau la el și iau toată experiența asta pe bune. Și o să închei cu un exemplu care, mă rog, asta chiar nu ne așteptam, dar, din nou, campania poate să te ducă într-o grămadă de locuri. Ghiță, care și-a deschis magazin aici în București, pe care vă invit să-l vizitați și să cumpărați brânză de la el. Nu vinde chiar el, i-a angajat pe niște rude. Dar oricum e bine, pentru că mai apare din când în când să vadă dacă totul e în regulă. Și la deschidere, ce a fost foarte tare, că a devenit un fel de super eveniment de stamedia. Adică Piedone a apărut acolo, l-a dus, o grămadă de presă, televiziune, adică era gen, s-a deschis Gucci. Așa era, genul ăsta de lansare. Dar până la urmă era deschiderea magazinului lui Ghiță. La care, într-adevăr, dacă întrebai pe cineva în momentul în care am lansat campania, băi, ce se întâmplă cu campania asta peste, nu știu, apară peste 6 luni, nimeni nu putea să zică că o să fim aici la deschiderea magazinului lui Ghiță, împreună cu Piedone și cu o grămadă de televiziuni în obor și o să cumpărăm brânză de la ea. Așa că trebuie să fii pregătit, nu știi niciodată unde te duce, dar noi am avut norocul să ne ducă în locuri mișto. Cam asta e prezentarea, cam despre asta e ideea care vreau să vă las după toată prezentarea asta, e că social media e foarte tare, a schimbat modul în care facem noi publicitatea acum, dar trebuie să fim foarte, foarte pregătiți să reacționăm la ce se întâmplă și să profităm de ce se întâmplă după ce am lansat campania. Practic, abia atunci începe cu adevărat treaba și abia atunci putem să ne aducem noi aportul la campanie împreună cu oameni, creând cumva o trupă așa care să lucreze pentru campanie. Și e foarte tare dacă reușești să-ți atragi hateri. Cu asta o să închid, dacă atragi hateri pentru campanie, e un lucru excelent. Pentru că fără ei, fără să fie cineva care să zică acolo, băi, e cea mai proastă campanie sau e făcătură sau ceva de genul ăsta, nu reușește să se ducă atât de departe. Trebuie să fie mereu cineva care să găsească, să zică că e o prostie. Și asta, pentru o campanie mișto, e foarte plată. O să închei aici, dar practic pagina asta de Facebook e făcută cum sunt campaniile noastre. Deci dacă aveți întrebări sau dacă vreți să scrieți o fel de prostii pe ea, scrieți. Pentru că știu că atunci când sunt întrebări, toată lumea o să fie, da, ok, pe telefon și nu știu. Deci le aștept mai bine pe Facebook. Mulțumim frumos! Uitați să întrebi ceva. Dar aveți și întrebări, dacă vreți să răspunde. Din câte știu eu, agențiile de publicitate sunt foarte bune la capitolul social media. Foarte bune? În urmă. A. Sunt corigent pe știință. Da, poate. Câte agenții și tu de publicitate că fac și social media? Eu cred că toate încearcă să facă și social media, știi? Adică în momentul în care toate prezentările sunt despre chestia asta, toate agențiile se duc la un client și zic, mamă, ce faci în social media și să fii super tare. Este acolo un genic 2% până la 2% exact. Maxim. Exact. Cred că toată lumea încearcă să facă social media, știi? Și eu cred că în momentul în care încerci să o lipești cumva așa foarte artificial într-o campanie, se simte și nimeni nu-i interesează. Adică tu ești acolo cu prietenii tăi,
toată lumea pe social media, nu știu, apar n-ați, pe Facebook, mulți încearcă să agrațe, adică lumea e poată treaba acolo. Lumea nu vrea să vadă mesaje de branduri și nu vrea să vadă exact ce zice nu știu ce brand. Ca tu să intri în conversația și să faci pe om să-ți răspundă, trebuie să, cred, în mintea mea sunt două chestii. Ori utility, ori îi dai ceva folositor pentru el, informații de care chiar să aibă nevoie, ori entertainment. Ori faci să râzi și dai niște chestii care să... Ce vreau eu să spun și poate voi sunteți de acord cu agenție și un client, compania de publicitate nu poate îndrăm nici ce vă toți banii pentru ele, nu pentru social media. Da, știi care e treaba că spune și eu. Da. Și în afară de două, sincer, nu știu. Cine? Hai să mă gândesc, cum vreau. Hai că vreau să te completez eu la ce tu mai întrebe. Te lau cu, da, Piticul, dacă nu mă ține, știi, ne-am vorbit la un moment dat despre nou. Da, știi. Așa. Știi ce licea a avut Ghiță și ce licea are Ghiță în continuare? Da, îl pot cuantifica cifre. Bun. Există un workshop, dacă l-am încheiat, sau un cercam o discuție internă, astfel încât să-l comparați pe Ghiță cu celelalte campanii, gen nou, gen România și Moldova, care sunt niște campanii care ar fi putut fi mișto, dar cum spuneam mai devreme, au fost ținute în pașă. Au fost niște campanii foarte controlate, au fost niște campanii pe care eu le-am văzut fără o comunicare liberă din partea voastră, adică n-ați dat liber oamenilor să facă ce vor cu campaniile alea, nu n-ați provocat oamenii să fie creativi, așa cum a fost în cazul Ghiță, gen despre Taipi Roman, articolele de Ghiță care își pune brânza la șosete. Deci mă gândesc, dacă aveți în interiorul agenției și dacă nu și celelalte agenții ar putea să facă, un studiu de caz pornind de la Ghiță, care are un impact foarte mare, generalizându-l la celelalte campanii, că e un lucru care poate fi aplicat. Da, chiar după aceea Ghiță, ca să o luăm așa, e unul. Deci chestia asta, discuția pe care o avem acum și stai ce mă întreb tu, e o discuție pe care o avem cu toată lumea, chiar și cu cei de la Vodafone, cu toți clienții. Comparația cu Ghiță. Băi, nene, hai să facem ceva mai ca Ghiță. Se tot aude, dai seama, că apare cerința ta. Ghiță e unul. Adică noi am reușit să facem acolo, nu știu dacă o să mai apară anul ăsta sau să mai apară în următorii ani un personaj ca el. Deci comparația pe care putem să o facem ca Ghiță și așa mai departe, poate să ne ajute pe noi pentru, nu știu, să ne dăm seama exact ce a funcționat la Ghiță și să încercăm să aplicăm și pe alte campanii. Dar Ghiță e unic și nu cred că e, adică e un termen de comparație nedrept, dacă vrei, pentru alte campanii. El a profitat de o... El a avut o expunere foarte mare și după aia a reușit să ducă conversația asta în social media unde cu adevărat a explodat. Campaniile ROM sunt niște campanii care au avut un reach foarte, foarte mare pentru bugetul, pentru banii care s-au băgat în campaniile alea. Poate creativitatea de care zici tu, mi se pare că noi n-am îndreptat absolut deloc. Eu cred că ar trebui să fie, de-aia sunt niște campanii, alte chestii cu social media, niște campanii care sunt deschise. Adică românii deștepți, de exemplu, deși e o campanie pe care am lansat-o acum 2 ani, e o campanie deschisă în sensul că oricine poate să o reactiveze. Ne gândeam la un moment dat chiar să o donăm cumva guvernului, să facă ceva cu ea, nu știu, să ia cineva și să profite, să o ducă un pic mai departe. Sunt campanii deschise și cine vrea poate să le ia. Da, exact. Nu, știi care trebuie, poate să fie guvernul, dar noi putem să studăm și ția, vrei să mă adici? Depinde ce vrei să zici acolo. Nu, dar ideea e că sunt niște campanii care nu se închid. Chestiile astea care pornești, care lansează o provocare în social media, nu se termină în momentul în care tu, pentru că tu ca agenție nu poți să aduci niște resurse în continuu pentru a le dezvolta, nu se încheie în momentul ăla. Deci ele se pot reactiva oricum, la fel și cea cu Marea Unire Digitală, care la care încă căutăm parteneri și oricine e dispus să se alăture mai mult decât de binevenit. Dar revenind la comparația cu Ghiță, vreau să spun că Ghiță e unic și celelalte ce putem să, la ce ar fi bun un studiu de genul ăsta, e să vedem exact ce a prins cel mai bine, pentru că evident și la Ghiță am avut surprize, să încercăm să ducem learning-urile astea și în alte campanii. Mulțumim frumos, Cătălin! Mersi și eu!